Acest tânăr primește niște biscuiți cu forme de animale ca dar de nuntă, dar nu știe că biscuiții au puteri magice care îi pot schimba viața pentru totdeauna. Cel mai faimos circ din lume este deținut de frații Huntingdon. Fratele mai mare, pe nume Horatio, prezidează spectacolul și introduce mai mulți artiști unici. Cei mai populari sunt Bulletman și Chesterfield Clove. Fiecare reprezentație este planificată cu grijă pentru a oferi divertisment complet publicului. Fratele mai mic, Bob, se ocupă de întreaga gestionare a scenei și niciodată nu a dorit să fie în centru atenției. Mai mult, el nici măcar nu este interesat să câștige bani. Tot ce își dorește este să distreze oamenii. Datorită inocenței lui Bob, Horatio păstrează cea mai mare parte din câștiguri. Într-o zi, ghicitoarea din circ, Esmeralda aduce pe nepoata ei Talia. Ea tocmai sosise din provincie în căutarea unui loc de muncă. Talia are o frumusețe excepțională care îl face pe Horatio să se îndrăgostească imediat de ea. O angajează imediat și o face o parte importantă a spectacolului de circ. Cu toate acestea, Talia îi place oamenii introvertiți și inocenți, cum ar fi Bob. În următorii 2 ani, Horatio continuă să încerce să se apropie de Talia și să o impresioneze cu mușchii și cu farmecul său, dar Talia continuă să-l ignore. Între timp, ea formează o prietenie puternică cu Bob, care se transformă într-o afecțiune profundă. Într-o zi, Horatio îl prinde pe Bob și pe Talia sărutându-se, dar rămâne tăcut și își dorește ca ei să se despartă. În schimb, iubirea lor devine tot mai puternică și în cele din urmă decid să se căsătorească. Auzind asta, Horatio explodează de furie și o numește pe Talia căutătoare de aur. Când Bob încearcă să o apere, Horatio îi cere să aleagă între fratele său și circul sau iubirea sa. Bob alege pe aceasta din urmă și se căsătorește fericit. După ceremonia lor de nuntă, Esmeralda le oferă o cutie din lemn magică. Această cutie îl ajută pe Bob să construiască un circ de animale de succes. Aceasta a devenit și mai faimos decât precedentul. Horatio continuă să încerce să afle cum a găsit Bob animale atât de talentate, dar rămâne un secret. Cei mai mari fani circului de animale sunt nepotul lui Bob. O'Onan este și fica unui om de afaceri, Zoe Chesterfield. Clovnul observă atracția dintre Owen și Zoe și îi ajută să se apropie. Tineretul continuă să se întâlnească la circ și în cele din urmă se îndrăgostesc. Tatălui Zoe, domnul Woodley, a fost întotdeauna împotriva acestei relații din cauza diferenței de statut social. El acceptă căsătoria lor cu o condiție. Owen trebuie să renunțe la visul său de a lucra în circ și să se alăture companiei domnului Woodley de biscuiți pentru câini. De dragul iubirii sale, Owen acceptă acest târg, dar se dovedește a fi cea mai proastă decizie pe care a luat-o vreodată. Chiar și după câțiva ani de căsătorie și nașterea unui copil, domnul Woodley încă nu l-a acceptat pe Owen ca ginere. Sărmanul Owen încearcă să lucreze la fabrică și să execute sarcini dezgustătoare de degustare a biscuiților pentru câini. Obosit de gustul ciudat, Owen colaborează cu chimistul din fabrică, Binkley, și împreună încearcă să revoluționeze biscuiții pentru câini. Owen o duce pe Zoe să își arate mașina pe care a construit-o Binkley. Cu câteva ajustări vor crea biscuiți pentru câini cu gust de mâncare umană, cum ar fi pizza sau cheeseburger. Owen gustă prima serie, dar nu iese bine și îl face să vomite. Dintr-o dată, asistentul personal al domnului Woodley, Brock, sosește pentru a o lua-o pe Zoe la întâlnirea consiliului. Nu îi place că Owen încearcă să câștige succes, așa că strică în secret mașina de biscuiți. După un timp, domnul Woodley sosește și Zoe îi spune cu mândrie despre ideea unică a soțului ei. Domnul Woodley vrea să vadă testul, dar din cauza defectelor făcute de Brock, mașina explodează în bucăți. În timp ce Owen se confruntă cu cariera sa, unchiul său Bob își duce cu succes circul de animale. Totuși, Horatio nu a renunțat încă. Se strecoară în circ și încearcă să afle secretul succesului lui Bob. Câinele de pază îl prinde, dar Horatio aprinde un foc pentru a speria câinele și fuge cu asistentul său. Focul se extinde în întregul circ și distruge totul. Din păcate, Bob și Talia mor în acest incident. A doua zi, personalul circului organizează mormântarea și adună toate rudele și prietenii lui Bob, inclusiv Owen, Zoe și fica lor Mackenzie. Chesterfield ține un discurs emoționat pentru a explica cum Bob și Talia i-au tratat întotdeauna pe angajați ca pe o familie. Dintr-o dată, Horatio sosește și începe să se plângă despre fratele său pentru că i-a furat iubirea și succesul. Acum vrea drepturile sale preluând circul și secretul performanțelor cu animalele. Membrii personalului protestează împotriva acestei idei, așa că Horatio aduce oamenii săi pentru a lupta. Owen se strecoară din mormântarea cu familia sa și se îndreaptă spre mașina sa. Dintr-o dată, câinele de pază aleargă spre Owen și îi dă cutia magică lăsată de Bob. Owen ia cutia magică și pleacă cu mașina. Horatio suspectează că a furat cutia magică, dar el nu o face. Aleargă în mijlocul străzii, Horatio suspectează cutia și își trimite asistentul Zucchini să investigheze întreaga chestiune. Pe drum spre casă, Owen deschide cutia și găsește niște biscuiți cu forme de animale în interior. Deoarece cutia arată foarte veche, Owen nu le permite familiei sale să mănânce biscuiți expirați. Cutia conține de asemenea un desen al circului pe care Owen l-a făcut când era doar un copil. Începe să-și dorească pe unchiul său și devine trist, dar Mackenzie îi distrage pentru că este foarte foame. Zoe oprește mașina pentru a cumpăra niște fructe în timp ce Owen primește un telefon de la Binkley. Ea îl informează despre
cele mai recente teste ale mașinii și, surprinzător, acestea se înrăutățesc. Owen crede că trebuie să fie Brock cel care strică experimentele lor. Nu este prima dată când a folosit metode greșite pentru a câștiga favorurile domnului Woodley. Binkley este de acord și începe să-l blesteme pe Brock. Owen începe de asemenea să-și amintească toate experiențele lor anterioare și se pierde în gânduri. Neintenționat deschide cutia magică și mănâncă un biscuit în formă de hamster. Deodată Owen se transformă într-un hamster vorbitor. Zucchini este martor la această magie și în sfârșit înțelege cum Bob obține animalele pentru circ. Zoe se întoarce la mașină și intră în panică văzând hamsterul vorbitor, dar este și mai șocată după ce își dă seama că este Owen. La spatele desenului de copilărie, Bob scrisese un mesaj care îl avertizează pe Owen să nu mănânce niciun biscuit înainte de a-l întâlni pe Chesterfield. Zoe încearcă mașina și o întoarce și se îndreaptă în viteză spre circ, deoarece doar Chesterfield îl poate ajuta acum. Zucchini începe să-l urmeze folosind scurtături și îl ține la curent pe Horatio. La început, Horatio refuză să creadă că biscuiții pot fi magici, dar când ajunge la circ își dă seama că nu e vorba de magie, dar își amintește că Esmeralda avea întotdeauna obiecte magice ciudate. Horatio ordonă lui Zucchini să aducă biscuiții cu animale cu orice preț, dar văzându-l pe Zucchini urmărindu-i, Bob face un plan de evadare. Se duce pe bancheta din spate și mănâncă un biscuit în formă de urs. Într-o clipă, Bob se transformă într-un urs grizzly și îl sperie pe Zucchini. După aceea, familia ajunge la circ și se întâlnește cu clovnul. Chesterfield ia cutia și începe să caute un biscuit specific. Acesta este modelat exact ca Owen. Cutia are forma unui animal și îl va transforma înapoi în starea normală. Ori de câte ori o persoană mănâncă un biscuit în formă de animal, se transformă în acel animal. Între timp, un biscuit în formă din acea persoană apare automat în cutie. Chesterfield nu știe cum funcționează, așa că o numește magie. În plus, cutia nu se golește niciodată și produce biscuiți de unul singur. După Bob, Owen este responsabil să-l protejeze această cutie de a cădea în mâini greșite, în special în mâinile lui Horatio. De îndată ce Zucchini se întoarce la Horatio, Horatio îl cheamă în birou și întreabă despre cutie. Trebuie să o obțină cu orice preț. Horatio crede că Bob a fost prea prost pentru a folosi magia la potențialul său maxim, dar Horatio nu va face această greșeală. El va folosi această putere pentru a domni peste lume. Spunând asta, Horatio îl trimite pe Zucchini și ordonă să nu se întoarcă până nu obține cutia magică. Între timp, Chesterfield îl declară pe Owen ca fiind următorul proprietar al circului. Totuși, Owen refuză imediat deoarece nu se consideră suficient de vrednic. Este doar un tip norocos care a mâncat biscuiți pentru câini pentru a trăi. Chesterfield îl sfătuiește pe Owen să fie încrezător în abilitățile sale, deoarece Bob a crezut în el. El este un tip special. Joe este de asemenea de acord cu Chesterfield, deoarece aceasta a fost visul lui Owen. A încercat ani de zile să-l impresioneze pe Mr. Woodley, dar asta nu se va întâmpla niciodată, așa că este mai bine să facă ceva ce iubește cu adevărat. Owen refuză în continuare oferta și pleacă spunând că circul nu va funcționa niciodată fără Bob și Talia. Văzând dezamăgirea pe fețele personajului, Joe decide să se ocupe de circ. Împotriva voinței tatălui său, Chesterfield este forțat să părăsească circul. Își dă demisia și începe să renoveze circul. În câteva săptămâni, circul începe să își recupereze aspectul său magic, în timp ce Owen își trage viața trăind din biscuiți pentru câini. Continuă să lucreze la mașina de biscuiți, dar aceasta nu prea pare să funcționeze prea curând. Mr. Woodley se confruntă și el cu probleme cu compania sa, deoarece Zoe se ocupă de toate finanțele. În plus, plănuiește să moștenească compania de la Brock și cere să preia conducerea. Brock însuși nu știe niciun lucru în afară de menținerea aspectului său. Îi pune toată munca lui Owen și cere să termine circul. Circul este în haos și Owen este forțat să-l termine într-o oră. Owen încearcă să explice cât de complicat este, dar Mr. Woodley nu prea pare să-i pese. Între timp, Binkley continuă să lucreze la biscuiți, dar aceștia continuă să fie un eșec. Mai târziu în acea seară, Owen se întoarce acasă cu toată energia epuizată. Deodată Zoe ajunge acolo și miroase vată de zahăr după ce a lucrat toată ziua la circ. Mackenzie rămâne la circ, dar ei este dor de tatăl ei și merge să doarmă cu Mackenzie. În ziua următoare, Owen se duce la circ cu familia sa și este șocat să vadă cât de bine a fost reconstruit. E ca în vremurile vechi. Totuși, răspunsul publicului nu este bun, deoarece vor să vadă trucurile cu animale pe care Bob le făcea. Chesterfield este și el panicat și cere lui Zoe să găsească o soluție. În curând, publicul devine tot mai frustrat și începe să insulte personalul circului. Mackenzie se simte foarte rău și îl roagă pe tatăl ei să facă ceva. Trebuie să folosească biscuiții cu animale pentru a salva spectacolul. Owen nu a mai performat niciodată pe scenă înainte, dar își asumă riscul pentru binele fiicei sale. Devine un cal și se urcă într-un loc înalt. Owen se simte nervos, dar Chesterfield îl asigură de siguranță. Tot ce trebuie să facă este să sară jos și să mănânce biscuitele în formă de pește înainte de a
cauteriza în bolul cu pește. Chesterfield îl împinge pe omul spre bolul cu pește, dar el mănâncă biscuitele și se transformă într-un pește pentru o aterizare sigură. Publicul aplaudă în entuziasm și circul își recuperează faima și magia. Owen câștigă de asemenea încredere și face câteva acte suplimentare fără ezitare. Se simte mai viu după ce a făcut ceea ce a dorit. Este acum pregătit să meargă la circ. Este pregătit să se întâmple. Circul este locul unde aparține cu adevărat. Pentru actul său final se transformă într-un tigru puternic și se preface că este neatins. Publicul rămâne tăcut și tremură de frică. Owen se apropie treptat de Mackenzie și o întreabă dacă vrea să se alăture spectacolului. Mackenzie începe să mânghie leul și șochează publicul. După aceea, ea călărește leul și face mai multe acrobații. S-a născut o performanță și, la fel ca și tatăl ei, după ce spectacolul se încheie, Chesterfield admiră talentul lui Owen și mulțumește și lui Zoe, deoarece circul nu ar fi fost redeschis niciodată fără ea. Văzând toată bucuria, Owen realizează greșeala pe care a făcut-o cu ani în urmă. Nu ar fi trebuit niciodată să părăsească circul. Acesta este acasă pentru Owen și familia lui. El va renunța la slujba toxică și va începe să lucreze la circ. Horatio ascultă totul în secret și decide să fure biscuiții după ce Owen își dă demisia, astfel încât să rămână fără nimic. În ziua următoare, Owen și-a rămas bun de la domnul Woodley și îi dă 2 bilete la circ. În loc să o forțeze pe fica sa, domnul Woodley ar trebui să vadă ce îi place lui Zoe să facă. Pe măsură ce Owen iese din birou, se întâlnește cu Brock, care începe să-l umilească. Owen încearcă să plece fără niciun conflict, dar Brock îi ia cutia magică. Owen îi cere să-i o dea înapoi, dar Brock deschide cutia magică și mănâncă unul dintre biscuiți. Se transformă într-o maimuță și aleargă în panică. Owen mănâncă biscuitul în formă de leu de pe jos și îi urmărește pe Brock pentru a recupera cutia magică. El continuă să alerge în jurul clădirii și ajung la laboratorul lui Binkley. Brock cade accidental în amestecul de biscuit și se arde. Merge în coridor și în cele din urmă cade pe fereastră. Brock aterizează chiar deasupra lui Zucchini și împrăștie toți biscuiții. Zucchini încearcă să fure cutia magică, dar Owen îl sperie. Zucchini nu vrea să se întoarcă cu mâinile goale, așa că îl duce pe Brock la Horatio. Ei verifică mâinile lui și găsesc ceva foarte valoros. Este biscuitul regenerat al lui Owen. Fără el, Owen nu poate reveni la forma umană, se întoarce acasă și o informează pe Zoe despre demisia sa. Ea îi cere să revină la normal, dar Owen nu poate face asta pentru că a pierdut biscuitul. A căutat biscuitul timp de ore întregi, dar nu a reușit să-l găsească. Zoe încearcă să-l ajute și să sugereze să mănânce mai mulți biscuiți, dar asta nu funcționează. Cutia continuă să adauge animale noi, dar niciun biscuit uman nou. Owen nu poate trăi așa, dar trebuie să încerce până găsesc biscuitul pierdut. În următoarele câteva zile, Owen lucrează perfect la circ, dar acasă se luptă să se integreze. Nu poate face nici măcar treburi mici și distruge tot ceea ce atinge. Își pierde de asemenea stima de sine și simte că un animal de o companie al familiei. Chesterfield observă stresul de pe fața lui Owen și îl sfătuiește să nu renunțe. Lucrurile sunt cu siguranță dificile trăind așa, dar dacă uită de partea rea și se uită la partea cea bună, Owen și Zoe au readus viața la circ. Nu numai că au reunit familia de circ, dar și zeci de familii din public. Owen face oamenii fericiți și nu este un lucru mic, așa că nu ar trebui să se simtă nevrednic. Înainte ca spectacolul să înceapă, Horatio ajunge acolo și leapă Owen pentru o conversație importantă. Îi arată lui Owen biscuitul pierdut și îi cere biscuitul. Amenință că îl va zdrobi. Owen este de acord să facă orice în schimbul biscuitului, așa că Horatio cere proprietatea asupra circului și cutia magică. Spre surprinderea tuturor, Owen refuză oferta. El este dispus să-și petreacă toată viața ca fiară pentru a-și menține familia și persoanele dragi fericite. Horatio își dă seama că Owen este la fel de încăpățânat ca Bob, așa că este timpul să folosească metoda dură. Folosește câțiva biscuiți pe care i-a obținut de la Brock și transformă personalul său în animale. Le ia cu forța cutia magică și îl transformă pe Owen înapoi în forma umană. Horatio îl salută și spune că Owen este noul proprietar al circului. În plus, îi dă afară pe toți angajații actuali și îi angajează pe ai săi. Dintr-o dată, omul glonț zboară de nicăieri și l-aruncă pe Horatio pe jos. Cutia magică se împrăștie și ea, așa că Owen cere tuturor prietenilor să mănânce un biscuit și să pregătească să lupte cu Horatio. Spectacolul de circ se transformă într-o luptă între animale, în timp ce cutia magică continuă să fie aruncată în stânga și în dreapta. În cele din urmă, Owen reușește să recupereze cutia și îi cere lui Horatio să renunțe. Horatio reușește apoi să recupereze cutia. Horatio ridică câțiva biscuiți de pe jos și îi mănâncă pe toți împreună pentru a deveni cea mai puternică specie. Se transformă într-un monstru care pare a fi o combinație între mai multe animale diferite. Dintr-o dată, câinele și pisica de circ ies în față și îi spun lui Horatio să oprească această nebunie. Ei sunt de fapt Bob și Talia, care și-au pierdut biscuiții în incendiu. Bob nu vrea ca fratele său să trăiască ca un monstru, dar Horatio lua deja decizia sa. Încearcă să zboare cu Bob și Talia, dar Owen trimite omul glonț să-l oprească. Ceilalți aterizează în siguranță, dar Talia rămâne blocată într-un loc înalt. Așa că Mackenzie se transformă într-o maimuță pentru a o salva. Între timp, Owen se confruntă cu Horatio și este aruncat nemilos pe jos. Owen cade în inconștiență în timp ce Mackenzie protejează singură cutia magică.
Zoe ia imediat biscuitul în formă de elefant și îl împinge pe Horatio spre plasă. El este prins grav și cere milă. Owen îl transformă într-o maimuță și își arestează colegii. Publicul a fost martor la tot și a presupus că a fost parte din spectacol. Cu siguranță l-a plăcut și au aplaudat pentru Owen. Spectacolul a fost un mare succes, iar spectacolul totuși pentru Owen și echipa sa nu prea. Mai târziu în acea seară, Owen găsește toți biscuiții umani și își transformă familia înapoi la normal. Zoe este foarte fericită să vadă totul la locul său, dar încă își dorește ca tatăl ei să-i fi înțeles ideea. Nu știe că domnul Udry a urmărit întregul spectacol și l-a iubit. El înțelege în sfârșit pasiunea lui Zoe și permite să continue să lucreze la circ. În plus, Binkley a inventat în sfârșit ceva. Nu sunt biscuiți pentru câini, ci gustări pentru oameni care dau pielea animalelor oricui. Este temporar și inofensiv și dispare cu un râgăit. Domnul Udry crede că va avea succes uriaș și că Binkley merită să fie partenerul său de afaceri. Pentru a sărbători atât de multe vești bune, Zoe a pregătit un spectacol special. Îi dă lui Owen un biscuit secret care îl transformă într-un dragon care suflă foc. Nu există sfârșit pentru creativitate, așa că circul va funcționa cu succes timp de secole.